ales după culoarea mărbii, nu mai sunt interesat de politică. De ce nu sunteți interesat? Că nu s-a întâmplat de fapt nimic. Toate priorități de acum, tămâie, lumânări. Nu, domnul Ciolacu. Și nici n-am înțeles ce m-ați întrebat. Domnul Ciolacu, îl știți pe domnul Ciolacu, care este nou premier? Domnul Marcel Ciolacu, de la PSD, este nou premier, desemnat. Senior, no va intento nada, porque... Marcel Ciolacu este nou premier. Mă uit la gură para de dusir, îmi cer scuze, nu vă înțeleg bine. Și din cauza traficului, dacă am fi într-un cadru mai mic, îmi cer scuze. Perdona. De domnul Ciolacu, vreau să vă întreb. Asta vreau să vă întreb, că este din Buzău. Buzăian al nostru, păcatos. Toată lumea ne-am așteptat la el să facă ceva bun, dar nu. Și am ținut pentru el și am umplat toată comuna, toate satele, că l-am lăudat. De ce credeți că n-a făcut? Păi, corupția mare la PSD. Asta e problema. Nu o să scape niciodată. Ei. Aur, dacă ești, ai băiat deștept. De ce nu e nicio mândrie? Nu vezi că lumea e necăjită. Nu o să mai merge niciunii la vot. O să fie dezastru național. Și vă spun, am muncit pe tipul Ceaușescu, a scăpat țara de datorii și ce au făcut? Sau au sfluturi, au luat un munte. Nu e nicio mândrie că e de aici, nu e nicio... Am trăit, am mers cu picioarele goale pe pământ, am muncit la vaci. Am fost bătut, am fost și la școală și cu... Știți cum era vocabularul înainte? Ne spunea profesorii, zice, să nu vă uitați. Domnul Ciolacu este nou premier al țării. Am înțeles. Este din Buzău, domnul Ciolacu. Da? Și? Vreau să întreb dacă e o mândrie sau nu e o mândrie că domnul Ciolacu din Buzău a ajuns. Pentru mine toți sunt. Din Buzău? Din Buzău, Ciolacu, nu știu cu pensiile cum ar fi. Înțelegi? Dar e o mândrie pentru noastră că domnul Ciolacu e din Buzău? E o mândrie pentru oraș? Hai, sau nu contează? Toată țara cum ar veni. Ce ați transmite domnului Ciolacu? Ce mesaje ați transmite? Multă sănătate. Sunt foarte mândru că a ajuns acolo unde trebuie, de unde a vrut el, așa. Și dă Doamne multă sănătate și să-i meargă mintea. Poate ține și cu noi, cu buzăienii, mai bine o leacă. Deci a ajuns și noi pe un picior mai... drăgălaș frumos, ne placă și noi să ne mândrim cu el pe aici, că e buzoian și mulți alții. Nu, vezi că nu am ajuns de râpă România să mă mâncă aș plămâni cât de bine mergea. Politica asta e cum e. Nu e nicio mândrie că e din Buzău. De ce să fie? Cu ce mă ajută pe mine? Nu mă ajută cu nimic. Faptul că e acolo. Eu am alte probleme. Nu băream doar așa, mai ales după culoarea mărbii, nu mai sunt interesat de politică. De ce nu sunteți interesat? Că nu s-a întâmplat de fapt nimic. Toate priorități de acum, tămâie, lumânări. Nu domnul Ciolacu. Și el doar așa, ca persoană fizică încolo. Nu mă mândresc, ce să mă duc să mă bag cu, oh, ce mândru sunt că e, nu. Nu. De fapt, domnul Ciolacu e de aici din Buzău, asta nu e nicio mândrie, nimic. Nu. Nu simțiți așa nimic? Nimic. Nu sunt la fel, oare? Vai de mama lor, trebuia să... ei n-au fost în stare să facă, să vopsească, să vorbească ce au făcut, lăsat Ceaușescu. Am scăpat țara, cum a zis. Luam 31 pungile alea, cu 31, dar era sigur. Acum ne-a otrăvit cu roșii, cu nu știu ce, cu toate alea. Am văzut că sunteți mândru, că domnul Ciolacu e din Buzău. Nimic. Nu se schimbă nimic. Nimic. A plecat de aici, a vândut covriș prima dată la Buzău. Uitați, iau și eu covriș, dar nu iau de la dânsul. Eu nu știu ai cu el fi. Poți, dacă vreți. Să vadă și domnul Ciolacu, domnule. Poți și domnul. Luați. Mulțumesc că nu. Nu, serviți, că am și eu singur, n-am familie, n-am pe nimeni. Nu sunt de la domnul Ciolacu, nu? Deci nu e nicio mândrie. E o mândrie pentru Buzău că a ieșit domnul Ciolacu sau nu prea e nicio mândrie? 20%. În rest? Restul s-a pierdut nădejdea, s-a pierdut toate alea. Ați avut așa încredere în el, dar nu nimic? Am alergat foarte mult când a ieșit el. Unde ați alergat?
În satul Gloreanu Silișa, unde sunt eu, toate satele, pune, aranjează, vorbea bun, o să fie dar nostru, să știe că e de la țară, pe sărace, nimic. Dar după cât se știm, îi se pare un băiat, un om, cu capul pe umeri, cum se zice. S-aș putea să fie un băiat ca lumea. De ce? De ce mi se pare așa? Uite, eu sunt pensionar și întotdeauna a fost cu noi, cu pensionar. Domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu. Da, noi domnul Ciocă sau Iohan. Nici atât s-au interesează de noi. Păi interesează pensiile speciale, ce-ați văzut, așa. Trebuie alte acaturi cu miniștrii lor. De mândrie că domnul Ciolacu a ajuns din Buzău premier sau nu e? Da, este. E o mândrie și o schimbare, să zic. Asta e toată chestia. Poate se mai schimbă ceva? Odată cu venirea domnului Ciolacu. Așa gândești și adică le gândești și la noi, poate, bă, un 5%, dacă îți dă 10%, ți-i a dat. Numai dacă poate să facă ceva de alt, de ăștia la. Mai greu. Ar vrea domnul Ciolacu, dar nu-l lasă. Ar vrea, dar sunt mulți voci. Eu zic că ar fi bine să fie, că e o persoană, am înțeles că e din Buzău de aici și ar reprezenta Buzău, dar nu, dar am văzut că e un om citit, e un om care merită să fie premier. Chiar dacă el și-a făcut studiile mai târziu, nu prea... Nu cunosc faptul ăsta, dar v-am spus că merită să fie premier în situația care e acum actuală. De ce? De ce vi se pare potrivit? Pentru că, din câte am auzit la știri, vrea ca să mărească pensiile la pensionari și mai multe treburi din astea care a spus el. Nu, ce-am auzit și eu așa... Le ține cu Ciolacu. Toți, dar toți pe aici care am vorbit cu dânsul. E din Buzău de aici, asta vă întreb. Da, că n-am avut targetul cu dânsul, că n-am ajuns la funcția asta să-mi zic vorba cu dânsul. Dar după cum să vezi așa, să vezi băiat ca lumea. Om din familie, să vedem. Acum să vedem urma, ce alegi. Altceva ce să văd. Pare așa că vrea să facă ceva sau e care... După cum vorbește dânsul și dacă are spate. Și dacă vrea dânsul, hai să vă spun și facă, sunt da, oameni. Da, da. Degeaba vreau ceva, dacă n-am spate să mă ajute. Adică ce înseamnă spate? Oamenii din guvern ca să-l ajute. Păi nici el știe de unul singur nu poate să facă. Schimbă ceva în Buzău ca cu Ciolacu? Zicea să mă urc pe locul meu de aia, să plec cu ea de aici, să vine poate atunci să mișca ceva. De ce? Mă duc acolo, mă urc pe iar și aia, nu vezi că nu mai e medicamente. Unde vreți să plecați cu locomotiva? Unde? După ei, la București. Și alerba acolo, în Piața Victorie și pe Iohaniță ăla, că vai de mama lui. Așa plimba muierea care... Ce să facem cu clasa asta politică, să n-avem? Facem. Nu vedeți, hai că ăștia a forțat, a dat bancă, trebuie să le zic că merită. Acolo la poliții le dă, mă rog, și cu ei. Dar ăla mărătul care are 10 milioane pe lună, comis. Nu se gândește nimeni. Se gândește, pro numai promisiuni, mai ales. Pe ăla trebuie să-l dea afară pe, cum îl cheamă, cu ministrul muncii, pe ăla. Ați mai alergă acum pentru domnul Ciolac? Niciodată. Nu, a fost și este o mândrie. Apare diferit domnul Ciolacu de ceilalți, nu-i la fel ca restul? Dom'le, până nu ai de face cu omul, poți să știi. Este față de ceilalți, e mai consăcat, e mai bun. Până nu ai de face cu un om, nu poți da, să știi. Da, mă, dar nu-mi vezi la televizor. Da. Ia uite, frate. Așa, el lasă că... Prea s-a deșteptat acum. Cum vi s-a părut la televizor când îl vedeți așa? Cum vi s-a părut? Ne mândrim cu el, sincer vă spun, fără că doar nu... Mai râde lumea de el așa, că nu are studiile, că le-a făcut târziu. Da, lasă că le-a făcut până la urmă și ați văzut ce coerent vorbește. La început a fost și mai... Și care au ce ne-au făcut? Mai timid. Asta e adevărat, da? Nu, mai timid, care, că părinții lui a fost oameni... Bun. Am plecat de la vânzând covrigi la Buzău și că a ajuns... Auziți, dacă e să o luăm așa, cam tot tineretul ăsta a plecat așa. Cu... Da. Și dumneavoastră, și eu la rândul meu. Toată lumea alergăm după o ferie pe ei. Să știți că chiar ne mândrim de el. Ne mândrim că avem om greu în Parlament din Buzău. Da. Care ar zice, i-am Doamne în loc... Să nu zici, dă-ne, Doamne. Ce vă? Să meargă, dă Doamne, să-i meargă plugul. Noi asta vrem. Când ne-a săturat.
ei toată ziua una, două, una, două buzunarele pline și alii noastre n-are s-ar ferborul de lăsul alii mamelui. Credeți că vine? Mai ei să facem buzunar, noi când. Și credeți că vine domnul Ciolacu și ne dă și nouă acum? Sau... Nu ne dă, dar la întâi satul paii lui și nouă ne dă praful după topul, știi? Ne lasă mai la urmă. Păi n-ați văzut ce n-ați dat noroc cu el când a zis nu vrea Iohan să dea noroc cu el, dacă ați văzut, știi. N-ați văzut? De ce nu fi vrut să dea noroc? Păi știi eu ce o aveam ca Iohannis. Da. L-a desemnat premier? Da. Că și Iohannis a ținut cu PSD-ul. Dar a văzut să-l se chese acolo între PNL și PSD. S-a mâncat ca câine acolo. Senior, nu vă intend o nada.